Spuneți-mi dacă pe Independenței a funcționat azi noapte un corp de lunate de sărbători. Nu, n-a fost branșat. Eu, te rog frumos, nu te-am întrebat de motive. Pe Independenței nu. Pe Chiselef a funcționat vreunul? Nu. Pe Smurdan a funcționat vreunul? Nu. Pe Cicero a funcționat vreunul? Nu. Pe Crișan au funcționat toate? Pe Crișan de la Bulevardul Revoluției până la pădure. Te întreb încă, au funcționat toate? Nu. Parțial, Crișan, da? Ghirlande multicolore și beculețe de diferite forme ar fi trebuit să lumineze seara trecută întreg orașul. Acest lucru s-a întâmplat însă numai pe strada Crișan și pe o porțiune a Bulevardului Tudor Vladimirescu. Ați informat, să ziceți, băi primare, băi viceprimare, băi drace, lace, nu o să pornească tot pe 1 decembrie. De ce n-ați spus niciunul nimic? Popii, Cristi, Titi, ceilalți care sunteți aici, de ce nu spuneți? Că eu îmi iau angajamente în ceea ce îmi spuneți voi, ce îmi comunicați voi. Să ne informați. Dom'le, vezi că nu se poate pe întâi, peste tot. Cei care trebuiau să se ocupe de acest lucru spun însă că nu au avut timpul necesar pentru a pune în funcțiune întreaga rețea de iluminat festiv. A trebuit să definitivăm partea de Bulevard și Crișanu și am lăsat aceste figurine pentru a fi branșate în zilele următoare. Noi, într-adevăr, ne-am luat un angajament că până pe data de 1 vor fi toate în funcție, dar nu am reușit să ne încadrăm, cu toate că am lucrat cu 6 echipe în fiecare zi și am lucrat inclusiv sâmbete și duminici, am lucrat inclusiv de dimineața de la 7 până la ora 2-3 noaptea cu fiecare. Deci ne-a fost imposibil ca să ne încadrăm în termenul stabilit. Deci, și cine răspunde de lucrul ăsta? Lucrul ăsta răspunde serviciul monitorizare condus de domnul Popi și de domnul Popi condus de domnul Coadă Constantin și de domnul Stăiculescu. Și eu ultimul. Așa, da. Domnul Popi, da. Tu ești cel mai responsabil. Eu sunt cel mai responsabil, așa e. Însă nu am reușit să, datorită faptului că a avut oameni puțini, să sperăm însă ca de Sfântul Nicolae să terminăm totul și să fie ok. Primarul municipiului va lua și câteva măsuri împotriva celor care se fac vinovați de nerespectarea termenului stabilit pentru aprinderea iluminatului de sărbători. Noi am discutat din septembrie treaba asta. Așa cum le spuneam, mai bine îl porneam tot deodată, așa cum se întâmplă la București, am înțeles, de Moș Nicolae. Și nu și-o mai lua nimeni ca observație așa. Ca măsurile am explicat, ați văzut ce se întâmplă, o să umblu un pic disciplinar și la serviciul nostru de gospodărie, care se pare că e cel mai, e și solicitat, este și complex, dar se și greșește foarte mult acolo. Iar pentru firma și reprezentantul ei, am să le fac o scrisoare de nemulțumire, am să mă fac că uit și eu de acum colo să le mai plătim bani, așa cum și ea a uitat să pornească tot iluminat un oraș de sărbători și sper că în 2-3 zile, pe le-am dat termen până joi, să funcționeze tot iluminatul în tot orașul. Iluminatul festiv ar fi trebuit să fie aprins seara trecută în întreg municipiul, însă acest lucru s-a întâmplat doar pe strada Crișan și pe unele porțiuni ale Bulevardului Tudor Vladimirescu.